mesaj către vecinii mei cu codul bunelor maniere. Băi, dacă nu mă suportați cred în casă, mai ales că între noi e distanță de betoane. Deci, unul să zic care este lângă mine, sau pânușilii astea poate se aude ceva. Ar fi deranjat. Cu toate că ușa, dacă e făcută bine, și aia izolată. Ce mi-a aruncat voi la două noapte au diplomat greutatea? Băi, poate să poate stau urmă. Aduceți un pic camă, urmă. Aduceți un muncitor de la dă-mă găuric aici. Bașcă, pățâna. Ce? Poate spui și curul și pizda, să-ți vă pizda. Mutați-vă la vilă. Ăia cu uite, vă fac o ofertă. Aveți deja apartament. Da? Îl vindeți. Că prețul la apartamentul ăsta e la fel ca la o vilă. Și vă mutați la bătrânețile voastre la vilă. Ce zici? N-aveți bani? Păi aveți. Păi și unde dormim, mă, atâta timp până ne luăm vila? Tranzacțiile se poate face în acea zi. Te duci la luxuri, la de-astea, la plața, la multe de-astea. Sau vă luați apartamente. Mai micuțe, mai drăguți. Și aveți alți vecini. Vecini care nu e mai tineri ca voi. Ca voi, sunt mai tânăr. Nu cred că ne mai potrivim. Sunteți chiar pensionate. Bă, dar violenți boșorul. Adică nu s-a mai întâmplat acum câțiva ani, m-a alergat un boșor. Să mă omoare, te omor! Ușor, ține înapoi! Cu tata că rup poarta!